Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise și vă mărturisesc foarte sincer o bucurie imensă, o bucurie foarte mare pentru că am alături de mine un prieten foarte drag. Este vorba despre Matei Georgescu, profesor universitar, doctor și psihoterapeut. Și ne-am gândit, pentru că nu ne-am văzut de ceva vreme în cadrul unui, să spunem, interviu, așa cum făceam noi, ne-am gândit la o temă frumoasă și la un autor pe care îl îndrăgim și pe care îl iubim deopotrivă amândoi. Este vorba despre Alan Watts. Și prilejul, practic, al acestei discuții este recenta apariție în portofoliul editurii Herald a cărții lui Alan Watts, Devino ceea ce ești. Noi am mai vorbit cu multe ocazii, cu multe prilejuri despre Alan Watts. Nu i-aș spune filozof, dar cu siguranță unul dintre cei mai importanți gânditori ai secolului trecut, un gânditor care, hai să spunem așa mai plastic, a importat tot ce înseamnă sistemele de gândire și sistemele filozofice orientale în Occident, ne-a făcut cumva să ne împrietenim cu aceste sisteme de gândire, că vorbim despre budism, că vorbim despre budismul zen sau despre taoism. Hai, Matei, să procedem în, aș spune eu, călătoria noastră, pentru că este o călătorie. Întotdeauna Alan Watts ne invită la o călătorie și pentru că această superbă carte, Devino ceea ce ești, noi o recomandăm tuturor celor care vor să pornească, să spunem, pe acest drum al transformării și dezvoltării personale, al autocunoașterii. Alan Watts ne încurajează să îmbrățișăm adevărata natură. Și te-aș întreba, de ce este esențial să îmbrățișăm această natură? Cum putem ajunge la această autenticitate despre care vorbește Alan Watts, într-o lume până la urmă plină de condiționări, de limitări și de presiuni externe? Mulțumesc, dragă Sorin, în primul rând că suntem după luni, ca să nu zic ani, împreună, trece timpul și nu suntem eterni. Știi, primul lucru care mi-a venit în minte, cum să zic, faceți, cum vă zic eu, atenția de vorbesc, notați și până la ora 12 mâine dimineață sunteți în adevărata natură. Asta este o tentație, știi, și cine sunt eu ca să te răspund la întrebarea asta? Și din ce poziție, de unde pot să o fac? Alan Watts a fost un gânditor, dar, după părerea mea, înainte de a fi gânditor, a fost un trăitor. Trăitor fiind, ne uităm la el, se joacă, are spațiu, un spațiu vital, plăcut. Când îl întâlnești, nu simți acele crispări serioase în care se aduc, cum zic, concepte de o însemnătate cosmică la care trebuie să fie. Nu, totul e fluid, e lejer, până la urmă el trăia pe apă, apele care se duc. Și de aceea, din această poziție, cumva, e o poziție centrală, o poziție, spun, marginală, atipică, de trăitor și de om care nu lua viața în serios. A putut să vadă toate lucrurile astea, până și titlul ăsta. Eu sunt un titlu de care neserios, devină ceea ce ești. Păi dacă încerci să gândești titlul ăsta, e un koan, apropo de zen. Pentru că nu poți să devii ceea ce ești. A deveni este un proces, a fi este o, cum să zic, nu, e dincolo de proces, este o stare care include inclusiv mișcarea, dar este o... Și ziceai de eroi și de în călătoria eroului, știi, și vine în minte, vin mai multe, apropo de Campbell, mai multe Joseph Campbell. istorii prototip, da, pe care de asemenea l-ați publicat, știi, pleci de dimineață și ajungi seara și unde ajungi? Ajungi în același loc, apropo de Gilgamesh. Ajungi în același loc și cu mâinile goale, cum a venit, dar cu sufletul plin, pentru că ajunge acolo de unde a plecat, adică practic toată călătoria de devenire pentru a realiza că n-ai plecat niciodată din locul respectiv.
locul în care suntem, știi? Noi suntem întotdeauna în centrul locurilor, chiar dacă ne simțim înstrăinați. Știi? Ocupăm un loc central, apropo și de, mă rog, narcisism sau de derivele narcisice în care suntem buricul. Locul merge cu noi. Și acum revin la Alan Watts. El avea căderea aceasta vitală de trăitor ca să poată spune lucrurile într-o altă manieră și se simțea că este îndreptățit să o facă prin viața lui. Apoi el a dus împreună estul cu vestul, apropo de polare, nu? Era un practicant efectiv al tradițiilor pe care le-a dus, într-o formă de sinteză. Sinteza asta, cred că, știi, suntem prea bătrâni ca să mai facem analiză. Analiza înseamnă decupare, înseamnă fracționare, la limită disociere. Sinteza presupune întoarceri ale fiilor și fiicelor risipitoare, adică părți de suflet pe care le aducem înapoi. Și de aceea el a pus împreună lucruri. Da, deci revin acum la întrebarea ta. Cum să facem ca să... Nici mai știu care e întrebarea, dar... cum ai formulat-o? Cum să facem ca să ne Să fim regăsim noi, să natura, ne da? găsim Să adevărata fim noi natură. înșine, să fim noi înșine. Păi știi, lucrurile pot primi un răspuns în acesta discursiv, obișnuit, uite, să faci așa și pe dincolo. Un răspuns, cred că mai în stilul lui Alan Watts ar fi, uite, noi doi aici, doi și cum ne întâlnim. Suntem într-un mediu public, să zicem, adică oameni care se mai uită la noi. Dar cât firesc transpare din acest. Cât de eu sunt așa cum sunt și tu ești așa cum ești în acest context, în acest mediu? Răspunsurile sunt implicite, declarațiile sunt explicite, știi? Una spui și alta ești. Așa că cum ești? Păi, în fiecare moment al nostru și în circunstanțele vieții, se creează tendințe în noi, tendințe care pot fi contrare și tipicuri de a intra în relație. Și identitatea noastră în sine este cea care generează tensiuni și... În ce sens identitatea? Pentru că noi suntem constituiți ca subiecți prin investiția, prin atenția, intenția celuilalt. Ori în acest moment, ca eu să fiu autentic, asta înseamnă ca mizele mele de identitate publică și în raport cu tine să fie vizibile și să nu aibă putere asupra mea. Pentru că dacă au putere, se creează formele acestea de mască, de persona, prin care doresc în mod special să fiu coerent, să fiu bun, să fiu adecvat, atât și plăcut, iubibil, investibil. Și atunci, probabil că experiențele acestea relaționale care presupun primirea realului autentic din noi. Ce înseamnă? Indiferent ce e, adică indiferent ce e, adică practic, știți, contextul nostru e holografic pentru toată societatea și întâlnirile. În măsura în care sunt autentic, ceea ce sunt, e suficient, este adecvat, o parte din mine se întreabă lucrul ăsta. Și atunci, ce face începe să intre în formele de adaptabilitate care țin de eu, de sinele fals, care este o construcție identitară până la urmă. Nu profesorul, cel care știe. Suntem aici sub auspiciile unei case editoriale prestigioase. De ce, Herald? Vorba lui Vasile Andru. Dom'le, casa sapiențială, nu? Literatură sapiențială. Orice poate fi mai frumos, pentru că sunt instrucțiuni de folosire ale vieții, știi, asta înseamnă. N-am citit manualul, știi, acum ăștia când luăm câte un electrocasnic, trebuie să citești manualul, că pierzi garanția dacă faci o tâmpenie cu... E, uite, noi
Cred că nici nu ne-am luat în serios garanția, nici nu știm când expiră garanția și nu știm. Deci, literatura sapiențială. Deci, este un mediu de elevație. Cine are căderea să se dea înțele, să fie înțele? Cine? Și ca să spună că te uiți acum în zona asta a dezvoltării personale și a Doamne, câtă lume vine, faceți ca mine, nu știu. Deci, a devenit o industrie și în România este incredibil. Corect. Din ce poziție și cine are căderea să vorbească? Uite, nu, cine sunt eu să vorbesc? Asta este prima întrebare vis-a-vis de să fim noi înșine. Să întreb, bun, cu viața mea, viața mea, păi viața mea a avut suișuri, a avut abisuri, are abisuri, are suișuri. Asta este o realitate care apropie și toată lumea este în sensul ăsta. Adică Ellen Watts nu susținea idealizarea propriei ființe. Nici Buddha n-a susținut. Nu credeți în mine. Ar trebui să dau, deci, și alte exemple. Inclusiv contestatul Osho spunea, nu faci ca mine, nu e vorba de credință, e vorba de experiență. Totul e cu experiența. Bun, și atunci cine sunt eu ca să vă spun cum să faceți? Sunt un om normal, sunt un om firesc. Dacă sunt un om normal și firescul acesta mai este suficient ca să fiu ascultat? Sau trebuie să spun, veniți la mine că sunt regele, să zic, ajută-mă, Înțelepciunii universale. înțelepciunii și al manifestării. Vă zic eu cum să faceți. Fii atent, vreți să materializați un magazin Lidl lângă voi? Nimic mai simplu. Faci așa. Nu, te sucești într-o parte, după care te gândești că gândul creează realitatea și dai cu fizică cuantică și dai cu nu știu ce. Și oamenii care, firește, au nevoie de această zonă magică. O zonă magică de, firește, în dezvoltarea aceasta ierarhică, piramidală a Universului. Este o dimensiune arhaică, una magică, una mitică, una rațională, una pluralistă, post-rațională, integrativă, etică. Deci există, dincolo de subiectivitatea noastră, există ceva obiectiv în organizarea ierarhică a Universului. Și atunci vezi fiecare unde este. Dacă ieși într-o zonă, știi, în care încă dorești să oprești ploaia, precum eram copii, eram, știi, hai să oprim ploaia. Ei, nu mai e ploaia, acum materializezi un magazin, că am făcut și reclamă, nu mi-am dat seama la rețeaua aia vrei să materializezi în viața ta prosperitate. Nu mai oprești ploaia, faci lucruri de genul ăsta. Și dacă îi spui unui om din zona asta magică, magia ține de un fel de a nu putea discrimina realitatea internă de realitatea externă. Ăla o să spună, nu, du-te de aici, ești pesimist, ești depresiv, dacă vrei, poți, poți. Și nu o să înțeleagă lucrul ăsta. Ellen Watts vedea inclusiv distribuția ierarhică a oamenilor, a felului în care vedem lucrurile. Și faptul că realizarea propriei ființe și discriminarea realității nu se poate face spontan de către un european, de exemplu. Noi avem nevoie să ne chinuim, Sisifii, știi? Avem nevoie de drumuri ale crucii grele. Lucrurile nu se pot petrece ușor și dintr-o dată. Peste noapte. Ceea ce este peste noapte. Și de aceea s-a inventat maestru, s-a inventat travaliu. Vorbea Watts despre lucrurile astea. Așa e jocul. Așa ai, dacă asta ai nevoie să te chinui ca să ajungi acolo, dar poți să spontan și rapid, dacă discriminezi, și aici sunt salturi de conștiință, efectiv, aha-urile acelea, insight-ul acela care vine dincolo de voința noastră, nu poți să condiționezi revelația. Poți eventual să zicem să condiționezi înțelegerea conceptuală, că oricum, la nivelul ființei interioare, a găsirii ceea ce suntem, după părerea mea, nu are mare influență cunoașterea conceptuală, că e un model exterior. Revenim cu cunoașterea aceasta prin revelație, și nu mă revelație divină, la revelația propriilor trăiri, a propriei ființe, a ceea ce suntem, știi?
Asta a adus claritatea lui Watts în permanență. El se situa într-o zonă de sus și putea să vadă lucrurile cursiv și se situa acolo pentru că el era lucrul acesta. Și cred că suntem cu toții într-un deficit de trăire, într-un deficit de experiență cu propria ființă. Ne lipsește spațiu, ne lipsesc condițiile de a privi ceea ce sunt mișcările noastre emoționale, dorințele care sunt deseori orientate către exterior, știi, căutăm iubire în afară, căutăm... Nu găsești iubire în afară. Apar atunci aceste reprezentări, gen copilul interior. Sau iubește-te pe tine însuți cât poți ca să poți să-l iubești pe celălalt. Exact. Să ne uităm și ne ținem în brațe părțile din noi care suferă și care sunt excluse. Excluse, știi? Și noi devenim inautentici pentru că ținem departe de noi părți care ne aparțin totodată din propria ființă. Și sunt copilul ăsta, fetița, băiețelul care stau chiriciți în întuneric și se simt neacceptați, se simt neprimiți în virtutea unor idealuri pe care, din păcate, le aruncăm de la unul la celălalt. Și imaginea asta, dragă Sorina, unei societăți în care avem inimi frânte într-o anumită măsură, fiecare dintre noi. Și cu măsura inimilor frânte, aruncăm de la unul la celălalt, fie cu pietre, fie cu castane încinse. Și toate astea din suferință și într-o durere care nu poate fi trăită singur. E nevoie de grupuri de însoțire ale suferinței în care să ni se transmită implicit că rămânem iubibili chiar dacă suferim. Chiar dacă am ratat idealurile care ni s-au propus prin educație. Și asta este calea pe care Ellen Watts o propune pentru autenticitate. Autenticitatea se regăsește, cred, prin recuperarea zonei de jos a ființei noastre. A tot ceea ce este desconsiderabil, urât. În momentul în care ți se întâmplă ceva rău, atunci vezi cine este apt să primească zonele de jos. Zonele acestea pe care societatea le desconsideră, știi, perdantul, cel care n-a fost în stare, cel care a greșit, cel neputincios. Nu, când suntem impecabili și sus, atunci lucrurile sunt simple. Dar acolo nu se găsește autenticul. Autenticul se găsește împreună cu zona de jos, sau în primul rând acolo. Și societatea actuală, treptat, treptat, ca întotdeauna de altfel, noi ca grupuri aruncăm suferința de la unul la altul, vina și responsabilitatea de la unul la altul. Iar Watts spunea, fraților, este evident că suntem interexistenți. Suntem la fel de responsabili în momentul ăsta de războiul Israel-Palestina, de războiul din Ucraina, de toate războiile, fiecare dintre noi este coresponsabil. Și în momentul în care acuzi pe cineva disproporționat, te dezici de propria ființă și de propria responsabilitate. Și cred că putem opri războaie prin fiecare moment în care noi personal, indiferent, dar indiferent cât de nedreptățiți suntem, să persistăm în a face bine și în a nu răspunde cu contraofensivă destructivă. Indiferent, asta da, chestiune, pentru că vezi de ce nu răspunzi, indiferent de context cu rău. Pentru că știi că tot ție îți face rău când răspunzi cu rău. Pentru că suntem într-un câmp fenomenal intercorelat. Asta zice Watts. Care e diferența? Unde mă termin eu și încep tu, dragă Sorin? Asta este o întrebare care pentru unii ar indica un nucleu psihotic. E, nu este așa. Pentru că
Nu la asta mă refer. E limpede că suntem diferiți, avem, discriminăm faptul că suntem persoane diferite, personalități diferite. Când despre asta e vorba. Și despre faptul că dacă mie mi-e rău, asta are un efect asupra ta. Nu ți-e bine ție, decât într-o lume în care oamenilor le e bine. Și de aceea, dacă avem grijă inclusiv de dușmanii noștri, apropo de Isus care a propus această expresie ultimativă a iubirii, care este expresia interexistenței și intercorelației, că normal că nu poți să nu iubești ceea ce face parte din tine. De aceea, interexistența și intercorelația fac parte din tine. Deci, celălalt face parte din tine. Iubirea este o manieră de a spune că eu sunt toate fenomenele. Toate fenomenele ce înseamnă? Senzații, percepții, reprezentări, mișcări emoționale, apropo de Heart Sutra, știi? Toate aceste fenomene ale ființei fac parte din mine. Și nu știu dacă aici oamenii pot să înțeleagă. Deci orice simt, gândesc, trăiesc, sunt ei. Dacă eu te văd și te aud pe tine, tot eu sunt. Tu faci parte din mine pentru că ești o reconstrucție pe care eu o fac despre tine. Tu, în mod obiectiv, nu existi decât ca o reconstrucție subiectivă. Totul este subiectiv, în definitiv, la nivel emoțional vorbind, totul este cât se poate de subiectiv. Obiectivitatea există poate în sfera roboticii. Roboții sunt obiectivi. Oamenii vor persista să fie subiectivi și bine că este așa. Prin urmare, chestiunea aceasta a iubirii, a intercorelației, a interexistenței. Și faptul că noi ne apărăm și nu suntem capabili să realizăm întregul și rămânem în zonele de jos, unde disocierea e fracționare. Și aici ai cultul personalității, cultul eului. Eul e bun că a fost adaptativ, e adaptativ. Nu e dușmanul nostru, eul. Este o dimensiune în evoluția noastră necesară. Este straniu cum vedem în zona aceasta a valorilor perene, a evoluției umane, cum eul nu mai are valoarea pe care o avea inițial. Se integrează, face parte din noi, însă nu este cheia, cum se de boltă a umanului, eul, ci ceea ce este dincolo de eu și transcende încorporând eul. În chestiunea aceasta, după părerea mea, și Osho a spus-o destul de clar, dar mă refer la Alan Watts. Alan Watts era un trăitor, se bucura de viață ca să fie un înțelept. Înțeleptul care se refugiază în fața vieții nu e înțelept. Înțelepciunea presupune trăirea, în primul rând. Trăirea vieții așa cum este, cu toate abisurile și cu toate piscurile. Din această fundație, vorba unei rugăci, fundație de diamant, a realului trăit, a vieții trăite așa cum e, pe aceasta poți să pui dimensiunea transcendentă. Să fii cât Buddha ești. Iar ceea ce a spus Freud vis-a-vis de iluzia aceasta a spiritualității, ceea ce au mai venit autori gen Wellwood, care zicea despre șuntarea spirituală, se referă realmente la formele defensive de refugiu în spiritualitate, în înțelepciune, din imposibilitatea de a trăi viața așa cum este. Și aici avem o problemă, într-adevăr, pentru că revenim. Cine își dorește să fie, cum să zic, să crească, creșterea asta este, în primul rând, prin viața în sine, Zorba, Zorba, știi, Zorba. Viața este imposibil de anticipat, că asta e o altă temă, impermanența, nu? Poți să anticipezi. Nu știi ce se întâmplă. Nu știi cât trăiești, nu știi cum trăiești. Iar metafora lui Kazantzakis este ce faci când distrugerea este perfectă. Adică pierderile sunt totale. Ce rămâne atunci? Păi uite, nu, camaradului vestic nu prea putea să accepte pierderea așa cum Zorba a simțit-o
imediat și a putut să-i danseze Asta vroiam eu să distrugerea. spun, să-ți răspund. Știi ce rămâne? Dansul. Știi, când ăla vine așa ca un neofit la el, maestru al Da. dansului, și spune: "Teach me the dance, învață-mă Da, să dansez." da, Și ăsta, altul da. extaziat: "Cum? Vrei?" Abia aștepta. El asta aștepta, Zorba, Da. să-l învețe. Ce vreau să te mai întreb, apropo de eu, mi-a venit ideea, întrebarea, ascultându-te. Alan Watts susține că ego-ul este o iluzie. Ce înseamnă să renunți la ego și cum ar putea această eliberare de ego să ne îmbunătățească viața în condițiile în care trăim într-o societate care pune atât de mult accent pe succes sau pe o formă de succes și mai ales de individualitate, de, hai să fim sinceri, de egocentrism. Fiecare pentru el. Adică, altfel spus, ca să, nu știu, să ne jucăm puțin cu titlul cărții, suntem, fiecare dintre noi, suntem invitați să devenim sistematic ceea ce nu suntem. Ce nu suntem? Nu suntem toate, cum să zic, obiectivele pe care cineva în acest moment le poate gândi, imagina. Noi nu suntem nimic obiectivabil. Și aici este foarte adâncă povestea și o găsim și pe Advaita. Suntem invitați în mod colectiv să devenim ceea ce nu suntem, adică un cetățean onorabil care să aibă dobândirile X, profesionale, financiare, politice, etică. Noi nu suntem asta. Ce suntem atunci? Lao Tzu. Confuciu zice, am văzut un dragon, m-am întâlnit cu un dragon. Greu de pus în cuvinte ce era Lao Tzu, care devenise ceea ce era, nu ceea ce trebuia să fie, nu ceea ce nu era. Și vă dați seama, dacă vrem să avem o experiență reală a ceea ce suntem în acest moment, e simplu. Orice gând, reprezentare pe care o ai despre tine, nu ești aia. Păi îți stă mintea în loc și stă imaginația în loc. Pentru că asta înseamnă că nu poți să atingi ceea ce ești. Și atunci cum poți să devii ceea ce nu poți să atingi? Iar povestea asta este ca un fel de himeră. Fata și băiatul Morgano sau fata Morgana, nu știu. Dar rămânem în jocul acesta. Pentru că este bine consolidat, colectiv. Și nu putem discrimina ce este iluzoriu. Ba da, mai conștientizăm. Când unul dintre noi primește câte o, cum să zic, o experiență capitală, de pildă, mai de 3 luni de zile. Și atunci, în orizontul limitat, conștientizabil limitat al vieții, că de, îți spun medicii cât mai ai de trăit, poți să îți dai seama că toate obiectivele după care alergai sistematic n-aveau o consistență în sine. Erau iluzii care implicit au generau suferință și iată boală. Ne lipsește capacitatea, spațiu discriminativ. Și asta de ce? Pentru că suntem în permanentă mișcare, nu mai putem opri. Nu poți să contempli în viteză. Contemplația presupune o formă de așezare care în momentul ăsta ne lipsește colectiv vorbind. Așa că prescripția implicit pe care o face Alan Watts este să poți să te așezi ca să discriminezi, să poți să ai să știi ce e iluzie, ce rămâne, ce contează după o viață de alergătură. Ce rămâne? Ceva exterior? Nu. Cine rămâne? Cine pune întrebările astea? Cine este? Atunci spațiul acesta de evoluție și de dezvoltare, dacă îl asculți pe Watts,
intri în acel spațiu, dacă îl citești pe Watts, intri în spațiul ăsta, un spațiu prielnic ființei ca să vadă că este deja din capul locului tot ceea ce caută. Și de aici paradoxul, știi? Devină ceea ce ești sau oprește-te din căutat ca fiind singura condiție ca să găsești. Societatea noastră este de căutători. În timp ce Watts este un găsitor. Găsitorii. Când ai găsit, te-ai așezat și mulți nu suportă lucrul ăsta. Nu suportă să se așeze. Ca și cum ar fi ceva mortifer în asta. Is de insuportabil și ești în mișcare în permanență. Ei, uite, ăsta este spațiul acum pe care și asociativ a adus din felul în care s-a oglindit Bauați în mine și poate că și eu vorbesc de asemenea din orizontul experiențial al încercărilor cotidiene, știi? Câte avem de făcut într-o zi? Câte ore? Câte îndatoriri? Și acelea te confiscă. Îți confiscă capacitatea de a vedea mai clar. Ce înseamnă a fi în momentul ăsta? Țin minte, tot așa, pe Watts, vorbind despre roata vieții și despre cele 6 regiuni din metafore tibetane, până la urmă, în care, știi, de aici Hungry Ghost, apropo de Gabor Mate, titlul cărții lui, ăsta era un registru și restul erau zei, semizei, animale, iadul, în fine, om. În fiecare există un Buddha, o metaforă a posibilității că de a discrimina, să discriminezi iluzia. Chestiunea aceasta cu iluzia și iluzoriu este complexă pentru că în momentul în care suntem în aceste condiții ale stării de veghe, starea de veghe care este percepută, universul este perceput prin formele de identitate și de eu, starea asta de ego nu este ireală. Nu vine musculița, te așează pe tine. Aici e un păr în spate și au căzut niște pere, sunt musculițe. Părul ăsta e real, musculița e reală. Gustul de păr e deosebit, mai ales că e bio. Nu asta vreau să spun. Și faptul că natura realului cu capitală, cu literă mare, natura realului, adică există starea de veghe, starea de somn cu vis, starea de somn fără vis. Și mai este o stare în care toate ar fi împreună și care îți permite să discriminezi natura realului, nu a realității, a realului. Aici e ceva de o profunzime remarcabilă. De exemplu, Lacan spunea că realul este incognoscibil, ireprezentabil. Și așa este. Și avem nevoie atunci să îl reducem și să-l ambalăm în reprezentări, în imagini, în trăiri, în fenomene. Iar acele fenomene nu sunt reale. Ce e real? Deci spuneam, noi suntem ca ființe reale ceea ce nu putem obiectiva. E foarte... În fine, și ca să simplificăm lucrurile și revenim puțin mai jos... Nu, am avut câteva aventuri cu înregistrarea de astăzi, că merge, ba nu merge, ba nu știu ce. Știți cum ești, dacă vrei să te pui cu softul, n-ai nicio șansă, că face ca el, nu ca tine. Și de aici, o senzație de neputință. Din senzația de neputință, o senzație de neadecvare, adică nu sunt suficient de bun ca să pot să fac față circumstanțelor vieții în genere. E ceva neregulă cu mine. Alții sunt ca, uite, ăla poate, eu nu pot. Vedeți, zona aceasta a neputinței, a neadecvării, a insuficienței, este o zonă
care e generată, în primul rând, de neputință. Și senzația, deci, că lucrurile nu ies cum vrei tu. Nu? Neputință, dorință, vrei să fie așa, viața nu e așa cum vrei tu, suferința apare când nu poți să renunți la varianta ta, pentru că ai o senzație de neputință intolerabilă. Și de aici toate formele de putere defensivă. Puterea care este o coordonată a reacției defensive a eului. Noi reacționăm prin putere în raport cu forme de putere, pseudoputere, în raport cu durere. Și Watts spune în toată opera lui, pentru că el simte asta, trăiește asta. Nu e nimic în neregulă cu tine, pentru că, zice Ellen, nu e nimic în neregulă cu mine. Și că viața presupune un quantum de neadecvare, presupune a primi limitele mari deseori pe care noi le avem, departe de a fi ideal și perfect, suntem reali și imperfecți. Reali și vai mama noastră cum. Că în umbră se află chestiuni grele, suntem ființe cu tenebre, cu imposibilități, cu, cum să zic, uită-te, să ne uităm în mass media de astăzi și vedem forme de lapidare în care oameni, semeni de-ai noștri sunt aruncați acolo și uite nenorocitul, în ce hal, criminalul, perversul, cum. Iar toate astea sunt, de fapt, forme de neputință de care ne scuturăm și trimitem în pustie țapii sfârșitori care sunt semeni de-ai noștri aflați în suferință. Și ei, culmea, nu pot să aibă compasiune față de ei înșiși. În momentul în care sunt în suferință pentru că sunt marginalizați, desconsiderați, lapidați. Că e ceva profund în neregulă cu ei. O neputință cumplită. Și noi contribuim la asta. Și în fine, asta îi îmbolnăvește pe unii, știi? Și ajung efectiv să plătească cu viața faptul că au făcut o greșeală. O greșeală. Am pierdut de mult esența Bibliei. Să arunce primul cu piatra, numai asta era suficient ca să ne dăm seama că nu avem căderea să fim răi și limitativ cu celălalt. Nu avem timpul ca apoi să putem să trăim consecințele faptului că n-am văzut clar. Ceea ce avem timp să facem și ne pică bine în dezvoltare este compasiunea și a vedea în oamenii care greșesc, oameni neputincioși și a le oferi mâna cât se poate să vină de jos, măcar prin a nu arunca câte o piatră în capul lor. Întărindu-le faptul că sunt inadecvați, insuficient de buni, e ceva în neregulă cu ei. Și atunci, nu, imagine that e o lume în care toată lumea este inocentă, imagine that este o lume în care toată lumea are îngăduință. Asta este Știi, cerul, știi? cânte cu o lume minunată în care vom găsi nu ai Oh my, copii. exact. Lăsați copiii să vină la mine. Inocența. Nu, dacă am vedea în toți ticăloșii de serviciu ai noștri, acești copii, nu i-am pedepsit. Pedeapsa nu generează creștere, ci am sprijinit. I-am sprijinit să poată să se recupereze, să revină, să-și reia dezvoltarea, revoluția, să crească. Societatea noastră este o societate preponderent punitivă, nu una care să susțină creștere. Și asta pentru că fiecare dintre noi are forme de intolerabil interior și spune, a, asta nu e acceptabil. Trebuie pedepsit, trebuie să suporte consecințele, să fie clar. Și de aici virulențele emoționale și proiective pe care le facem sistematic. Sistematic. Fii tu schimbarea pe care ți-o dorești în lume, presupune că în momentul în care ești furios pe cineva cum că ăla a greșit, să-ți dai seama că ăla este ecranul pe care tu proiectezi o parte din tine intolerabilă. Atât de simplu și cu toate astea ar trebui, știi, să. Dar nu putem să
primim partea aceea proiectată, pentru că atunci, dacă am realizat că noi avem toate aceste dimensiuni pe care le refulăm, nu le acceptăm și le aruncăm în lume, atunci am fi cei autentici. Dar am considerat paradoxal că ar fi ceva în neregulă cu noi. Câtă vreme aruncăm cu piatra în cel care considerăm că este în neregulă acela. Dar ce este în acela se află în noi și respingem. Am fi mult mai îngăduitori când ne-am dat seama că toți ticăloșii de serviciu se află în noi. Asta nu înseamnă să lași lucrurile să se întâmple în continuare, destructiv, când oameni fac lucrurile, nu. Dar asta înseamnă atitudinea pe care o ai. De-abia așteptăm să arătăm cu degetul? Nu. Hai să de-abia așteptăm să ajutăm cât putem. Firește, fără să ne desconsiderăm pe noi, într-o formă sacrificială, știi? Ajungi să fii salvator de serviciu. Asta este o altă problemă. Nu, salvatorul de serviciu nu face decât să transmită forme de sacrificiu care nu servesc acestei lumi. Avem... De aceea, Ellen Watts nu a fost un sacrificial, era un bon viveur și transmitea asta celorlalți. Și de aceea a rămas așa de plăcut și de iubit și de ascultat și de citit acum. Pentru că din el se simțea viața, nu sacrificiu. Nu victime, nu persecutor, nu salvator, ci bucuria vieții. Apropo de dans, știi? Să ne dansăm dansul, dansul și asta înseamnă să asculți muzica vieții, să ai pe ce să dansezi. Și cred că în aceste coordonante de ce ai dansant, nu? Putem să considerăm că Ellen Watts a fost realmente evocat ca atare. Da, dragă Sorin, și oricum. O mare bucurie, într-adevăr, această discuție despre, aș spune eu, și omul Ellen Watts și gânditorul Ellen Watts, pentru că cred că a trăit, apropo de ce spuneai tu, și mi-ai luat gândul că a fost un trăitor, cred că a trăit așa cum a gândit și cum a simțit, fără să se simtă cumva încorsetat de aceste norme, cutume sociale, culturale, credințe limitative, blocaje, chestii autosabotoare și cum vrem noi să le mai numim. Așadar, o discuție foarte plăcută alături de prietenul meu drag Matei Georgescu, profesor universitar, doctor psihoterapeut, despre Ellen Watts, despre bucuria de a trăi și despre cartea aceasta pe care vi-o recomandăm cu dragă inimă, Devino ceea ce ești, pe care o găsiți, bineînțeles, în portofoliul editurii Herald. Încă o dată, mulțumiri, Matei Georgescu, mulțumesc din suflet și să ne revedem cu bine și plin de viață. Dragilor, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise, a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise, bineînțeles cu idei și cu subiecte noi din cărțile publicate în portofoliul editurii Herald. Să aveți o zi minunată, o săptămână binecuvântată și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere, numai bine!